Pocăința este sfânta taină prin care credinciosului, mărturisindu-se în fața preotului duhovnic și primind deslegare de la acesta, prin puterea Duhului Sfânt îi sunt iertate păcatele mărturisite. Această sfântă taină a fost instituită de către Mântuitorul atunci când, după ce a făgăduit Sfinților Apostoli că le va da putere să lege și să dezlege, zicând: oricâte veți lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte veți dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Le-a dat cu adevărat, după învierea sa, puterea de a ierta păcatele, prin cuvintele: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține, vor fi ținute. De la credinciosul care își mărturisește păcatele se cere căință sau părere de rău și voință sau hotărâre de a-și îndrepta viața, credința și nădejdea în milostivirea lui Dumnezeu. După ce s-a spovedit, credinciosul trebuie să respecte întru totul canonul pe care îl dă preotul duhovnic, întrucât acesta este o doctorie sufletească pentru însănătoșire, pentru păstrarea căii celei drepte și ferirea de păcate, pentru dezrădăcinarea din suflet a dorinței de a păcătui și pentru întărirea în bine. Respectarea canonului aduce mari foloase sufletești, iar ignorarea lui ne adâncește în păcat.